Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut pe 15 noiembrie, ești o persoană politicoasă, fermecătoare și amuzantă, dar în interior ești mult mai dură și mai profundă decât pari la prima vedere. În fața unei probleme, îți conectezi toate forțele și intri într-o luptă prigă. În ciuda umanismului și a dorinței de a ajuta societatea, Ești bine conștientă de partea întunecată a naturii umane și nu te aștepți la nimic bun de la lucrurile în care sunt implicați alți oameni. Te găsești periodic în situații dificile și întâlnești oameni pe care nu i-ai cunoscut până acum. Prin urmare, ar trebui să fii în permanență în alertă, atât pentru accidente, cât și pentru evenimente specifice planificate în prealabil. Poți fi considerată ca fiind o persoană cu un risc crescut de conflict deoarece nu vei pierde niciodată ocazia de a răspunde provocărilor pe care le-ai și nu vei renunța niciodată de dragul pocii sau al beneficiilor. Ești întotdeauna gata să te ridici pentru tine însăți, dar poți lupta și până la ultima respirație pentru cei care au nevoie de protecția ta. În același timp, încerci să eviți disputele fără valoare și blocajele care îți degradează demnitatea. Puterea tareală constă în apărare. Iar cea mai puternică armă este amenințarea de răzbunare. Cei din jurul tău consideră instinctiv că este mai bine să nu se atingă de tine precum de cuibul viespilor. Semnul tău zodiacal aparține constelației scorpion. Semnul zodiacal scorpion este direct legat de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități, intuiție, inepuizabilitatea ideilor noi, capacitatea de a-ți restabili puterea, voința puternică, rezistența, răbdarea. Ești condusă de războinicul Marte. Acest patron ceresc îți oferă pasiuni și energie puternice, curajoasă și activă, nu știm totdeauna să-ți controlezi agresivitatea, ești energică și ești supusă unor emoții puternice, în special ești geloasă. O minte practică și capacitatea de a acționa ți asigură succesul. Voința și onestitatea ta pot te degenera în mângrie și încăpățânare arrogantă, iar setă de activitate, într-o mișcare constantă sub influența propriilor instincte, nu întotdeauna bune. Trebuie să-ți folosești starea de spirit a intelectului pentru a înțelege pe ceilalți și a colabora cu ei. Impulsurile excentrice ar trebui să fie reținute. Curajosul Marte controlează emoțiile tale, însă, răsplătindu-te cu pasiune, ți-a oferit și o minte puternică și plină de viață. Analiza intelectuală a fiecarei situații, combinată cu o voință puternică naturală, este secretul succesului tău. Ești capabilă să-ți frânezi propria agresivitate și emoționalitate, cinismul și aroganța, mânia și spărovăiala. Toate acestea sunt doar laturile opuse ale manifestării excesive a multor calități pozitive ale tale. Influența planetelor poate fi puternică, dar tu faci alegerea finală. Guvernatorul tău astral este Pluto, care determină legătura cu transformările și procesele mentale profunde, schimbări profunde ale personalității, psihanaliză, moarte și renaștere, dar și extrasenzorial. Planeta ta în exil este Venus, aceasta este responsabilă pentru suspiciune, precum și pentru lipsa unui sentiment de armonie în sine. Ești autosuficientă, puternică, îți place să-i folosești pe alții pentru propriile tale scopuri, poți șterge o persoană iubită din viața ta dacă există diferențe de viziune asupra lumii cu privire la problemele de principiu, ești foarte prudentă. Poți aștepta foarte multă timp pentru momentul care este optim pentru o acțiune decisivă. Lovitura ta va fi fulgerătoare. Când obiectivul este atins, vei planifica unul nou. Da, poți avea o răbdare de invidiat. Îți dai seama cât de important este să alegi momentul potrivit pentru o acțiune decisivă și rareori greșești. În ochii altor oameni, uneori par prea sumbră și închisă ca și cum întreaga ta viață ar putea fi distrusă din cauza unei greșeli. În realitate, discreția ta este datorată temerilor, pentru că tu înțelegi instinctiv de ce ar trebui să-ți fie frică. Nu este surprinzător faptul că poți deveni un partener periculos în dragoste. Nu îți lipsește farmecul și rafinamentul, însă această fațadă ascunde uneori o natură complet imprevizibilă această latură a caracterului tău se manifestă adesea pe neașteptate, sperindu-i pe alții, dar aceeași proprietate adaugă pasiune și foc aspectului tău emoțional. Poți avea diferite percepții apocaliptice pronunțate despre lume. Fie te aștepți la ce este mai rău, fie cel puțin știi sigur cum va arăta acest cel mai rău. Izbucnirile emoționale apar constant în viața ta, Astfel încât cei din jurul tău au dreptul să te acuze de nebunie, ești capabilă să apari și să dispari, ca o lumină rătăcitoare în timpul nopții, în mod neașteptat și rapid, cei care își prețuiesc siguranța cel mai mult, riscă să te iubească, dar cei care prețuiesc fiorul își vor găsi perechea în tine. De multe ori încerci să pari cetățean respectabil, dar tentația de a te comporta complet diferit poate fi prea puternică. Drept urmare, onestitatea și directivitatea joacă un rol semnificativ în viața ta, generând contradicții spirituale pe care, în afară de tine, nimeni nu le poate rezolva. Complexul de vinovăție, din potrivă, nu este tocmai caracteristic pentru tine și este înlocuită de frică sau disponibilitate insuficientă pentru diferite ocazii te distingi față de alți nativi din scorpion prin astfel de trăsături speciale, ești înțeleaptă, complexă, pasionată, emoțională, agresivă, te plictisești să fii într-o relație stabilă, egală, ai nevoie constantă de emoții și experiențe noi, așa că dacă un partener nu îți dă aceste emoții, aranjezi câteva scene sau cauți un nou obiect de dragoste. Într-o relație, aștepți admirație și împlinirea incontestabilă a tuturor dorințelor tale. Ești obișnuită să fii centrul atenției, ești în continuă mișcare, te alături cu ușurință noilor companii și poți susține orice conversație. Cum afectează data de 15 noiembrie soarta ta? Întreaga ta viață este concentrată pe realizarea bunăstării materiale. A te amuza cu iluzii zadarnice nu este hobby-ul tău prefer să stai ferm pe pământ și să realizezi totul cu propriile eforturi. Astrele au pregătit multe teste. Tot ceea ce este planificat va fi obținut în un tot de dar nu complet. În acest fel, soarta te testează pentru rezistență și viteza de reacție în momentele dificile. Flexibilitatea pentru a evita necazurile, viteza de acțiune și inteligența demonstrată de tine, te vor ajuta la depășirea obstacolelor. Te distingi prin caracterul tău arzător și temperamentul fulgerător. Nu dai importanță la flacuri și multă vreme nu le poți găsi sensul. Orice te poate enerva, de la un cuvânt insultător la un lucru stricat, în căldura emoțiilor, îți permiți afirmații mai degrabă indecente și, în unele situații, forța fizică intră în joc. Cu toate acestea, Alături de capacitatea de a aduna praful într-o ocazie negativă, tu exprimi în mod clar emoții pozitive. Dacă ceva ți-a dus cu adevărat bucurie, atunci pur și simplu radiezi emoții pozitive, bucurându-te de una singură dar și oferind celorlalți. Posibilitatea de a aștepta și a vedea în viitor, este o caracteristică a ta. Astfel, deseori reușești să eviți greșelile grave răbdarea în legătura cu aspectele importante și calcularea situației care urmează, de regulă, devinaturi în fața concurenților, teama de înfrângere și, cu atât mai multe de a o experimenta, te face să lupți până la capăt cu toată hotărârea ta inerentă. Ești un bun profesionist. După ce ai primit o anumită experiență în educație și afaceri, nu te oprește niciodată acolo. Dedicându-ți tot timpul liber spre îmbunătățirea de sine, crește nivelul de educație din toate sursele posibile, ești capabilă să te prezinți perfect în orice societate, ești un interlocutor minunat care dă da până frumos poveștile. Alături de tine, o altă persoană poate uita pur și simplu de conceptul de timp, în sfera iubirii, ești mai probabil jucător decât cunoscător al confortului de acasă. Tu captivezi cu ușurință oamenii, dar când simți dragoste și afecțiune din partea ta, te retragi adesea fără urmă. Căutarea unui partener de viață de încredere este pur și simplu inutilă. Ești atrasă de emoție și aventură. O viață liniștită de familie este deprimantă și enervantă. Dragoste și compatibilitate. Într-o relație de dragoste, o abordare maximalistă te face solicitantă și geloasă. Iubirea joacă un rol important în viața ta și, prin urmare, nu vei fi singură, ci trebuie să simți calm și să câștigi încredere într-o persoană înainte de a intra într-o lungă uniune. Perechea ideală pentru tine este unul dintre reprezentanții constelației pești, rac sau taur. Bărbatul pești este la fel de senzual, dar ușor inferior nivelului tău de conducere, îți va deveni un însoțitor fidel capabil să stingă temperamentul tău excesiv. Bărbatul rac este gata să dea mai multe decât să primească? Este potrivit pentru tine? Va aprecia misterul și noblețea ta. Cu bărbatul tău rai o compatibilitate sexuală excelentă și opinii similare asupra familiei. Cel mai dificil lucru pentru tine va fi să construiești o relație cu reprezentanții constelațiilor Berbec, Leu și Scorpion. În oricare dintre cazuri, ca doi lideri născuți, veți lupta constant pentru putere în cuplu, ceea ce va duce mai devreme sau mai târziu la finalizarea romanului. Nimeni nu va dori să facă concesii sau să depună armele. Cu toate acestea, în aceste cazuri este posibil un roman scurt, dar viu și pasional. Bărbatul gemeni este independent și instabil, iar tu ești neobișnuită de geloasă. Cu alte cuvinte, această alianță este un adevărat amestec exploziv. Multe lucruri te pot lega de bărbatul Fecioară. În primul rând, caracteristici comune precum onestitatea, dorința de dreptate, simțul datoriei. O astfel de uniune se bazează pe iubirea prietenie, sprijinul și asistența reciprocă. Cu bărbatul Balanță toate opțiunile existente pentru relații sunt posibile. De la prietenie la cooperare și de la ură la iubire, uniunea cu bărbatul săgetător este pasională și furtunoasă, dar rare ori lungă și de durată. Cel mai greu lucru pentru tine este să înțelegi și să erți dragostea lui de libertate. Într-o relație cu încăpățânatul Capricorn, există pasiune, dragoste și respect reciproc, dar nu poate fi numită liniștită cu bărbatul vărsător este o legătură emoțională foarte dificilă. Pe de-o parte, aveți o compatibilitate sexuală excelentă, tu ai suficiente fervoare și pasiune pentru doi, dar el aduce imprevizibilitate relației voastre, ne vei putea ierta trădarea. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Ești veselă, politicoasă și fermecătoare la prima vedere, dar ai o personalitate conflictuală. Ești caracterizată de rigiditate și o oarecare grosolănie. Aceste calități sunt greu de recunoscută la prima întâlnire cu tine. Poți ascunde adevărata esența naturii tale multă timp și complet neintenționat. Vei fi fost politicoasă, prietenoasă și veselă, atâta timp cât totul merge conform planului tău, scenariului impus de tine. Poți fi un umanist care încearcă să ajute societatea, sau poate că vei deveni un pedepsitor. Totul depinde de ce parte a personalității tale o vei dezvolta mai activ. Activitatea ta profesională, oricare ar fi ea, seamănă cu un câmp minat, acum și apoi trebuie să te confrunți cu dificultăți. Depășind pe fiecare, devii mai puternică, mai rezistentă, mai influentă mai experimentată. Astfel de achiziții valoroase sunt importante atât pentru specialistul obișnuit, cât și pentru manager. Sănătate și boli. Stresul este principalul tău dușman, dar și reținerea emoțională. Condițiile destructive, gelozia, furia etc. cresc tensiunea nervoasă, reduc concentrarea mentală. În acest context se dezvoltă și se agravează diverse boli iar tu devii un dușman al tău însă ar trebui să-ți regândești atitudinea emoțională. Ajungi adesea în situații stresante de una singură. Prin provocarea confruntării și a răzbunării amenințătoare, chiar dacă aceste amenințări nu sunt rostite cu voce tare, poți ajunge într-o situație stresantă. Întrucât poți avea o predispoziție la accidente, trebuie să exerciți o precauție sporită în acțiunile tale, Trebuie să te gândești la ce anume ți atrage nenorociri. În, în ceea ce privește nutriția, trebuie să ți limitezi consumul de carne roșie și să nu abuzezi de zahăr. Accentul principal ar trebui să fie pe cereale, orez, grâu, paste și porumb. Din mâncarea pentru fiecare zi, îți sunt recomandate în special produse de pâine, supe de legume și tocănițe. Un stil de viață sedentar este contraindicat. Activitatea fizică activă va consuma excesul de energie și agresivitate. Destinul și norocul, Universul ți-a dăruit o natură intenționată, pragmatică, ești prudentă, persistentă în implementarea planurilor tale, iar folosindu-te de muncă grea și abilități, obții rezultatele dorite. În materie financiară, ești însoțită de succes, norocul te așteaptă în orice activitate folosind corectă talentele care îți sunt date, poți atinge o poziție înaltă, onoare, glorie. Sfaturi pentru tine. Cea mai puternică armă a ta este amenințarea de răzbunare, dar nu abuza de ea. Răzbunarea nu este cea mai bună calitate, chiar dacă în realitate nu vei plăti ceea ce merită. Amenințările de orice fel îți aduc stresul psihologic. Trebuie să înveți să reziști tulburărilor vieții. Acest lucru va crea capacitatea de a naviga rapid în ceea ce se întâmplă și adoptarea rapidă a deciziilor importante din punct de vedere strategic. Dacă nu poți face față singură, sună-ți prietenii, încearcă să te implice mai puțin în conflicte și în derapaje cu adversarii, nu va duce la nimic bun, este mai bine să fii tacticoasă și să taci acolo unde este necesar. Așa îți arăți înțelepciunea și ne cazurile în viitor. Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine, pe locul 2 ca importanță după sex, sunt cadourile. Într-o asemenea măsură încât ți le faci în mod regulat singurică. Dar aceste lucruri nu scutește pe cei dragi de nevoia de a-ți oferi cadouri pentru și fără motiv. Dar dacă ți lipsește un cadou? atunci resentimentele și reproșurile nu vor fi suficiente până la sfârșitul vieții. Nu contează că cineva se ragă pentru păcatul său cu o grămadă de cadouri, acestea sunt alte daruri. Nu vei privi cu ochi buni niciodată un cadou fără ambalaj, iubești secretul. După ce ai primit un cadou, tu nu-l deschizi imediat. În primul rând, vrei să te bucuri de el în particular. În al doilea rând, vrei să prelungești misterul. Nimeni nu va greși dacă îți cumpără lenjerie super elegantă. Ești destul de mercantilă și preferi cadourile semnificative. Și dacă sunt și ele cu semnificație și sens ascuns, atunci nu există ceva mai bun. Aparținând celui mai misterios semn al zodiacului, ești foarte fericită de darul asociat cu misticismul. Energia fascinantă și inconsecvența caracterului implică nevoia de intrigă și originalitate din partea celor dragi. În caz contrar, îți pierzi pur și simplu interesul pentru ceilalți. Un cadou neobișnuit cu un indiciu de erotism va fi adecvat. De exemplu, lenjerie neagră din piele sau latex, îmbrăcăminte și accesorii confecționate din piele autentică, mănuși, curele, genți elegante. Atunci când ți se aleg haine, este important să ghicească dimensiunea. Cea mai bună cale de a ieși din situație ar fi un plic cu bani sau un card cadou către un magazin de încălțăminte, un butic cu haine la modă. La fel de bine un cadou poate fi un bilet pentru o sesiune ezoterică, o cutie imensă cu un set magic, o figurină de cristal. Merită ca cel care oferă să aibă grijă în prealabil de ambalarea cadourilor. De exemplu, o cutie de catifea nu este suficientă pentru un colier cu perle, este mai bine să fie înfășurată în hârtie roșie și legată cu o panglică neagră. Un smartphone, o tabletă este un cadou bun pentru tine. Cu condiția ca acest gadget să fie complet absent din inventarul tău sau să fie actualizat, nu este necesar să spun că trebuie să aleagă cele mai noi modele, îmbunătățite și funcționale. La prima vedere, Poți părea oarecum țumbră, dar nu este așa. Ești atât de energică și de sexy, încât după ce ai primit un cadou cu adevărat uimitor, ești capabilă să-l răsplătești pe cel care dăruiește într-o manieră unică pentru el. Prin urmare, este mai bine să ți se aleagă cadouri pe teme marine sau de apă. Culoarea prezentărilor poate fi diferită, dar este mai bine să acorde preferință albastru, cian, turcoaz, violet, verde. Un inel cu acva marine sau turcoaz este un cadou minunat pentru tine. Produse de blană, paltoane de blană scurte, pantofi cu garnituri de blană, diverse accesorii decorate cu blană le vei aprecia. Nu vei renunța la lucrurile cu dantelă, poate fi fie o față de masă cu dantelă, fie un set de lingerie franceză scumpă. Este clar că toate recomandările sunt destul de arbitrare cel ce dăruiește trebuie să se gândească la ce cadou este cel mai bine să-ți ofere. Stelele doar adaugă câteva sfaturi. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.